Bună dimineața, Vini! A venit nenea cu laptele! Da! Tu desi un bidon de lăptic! Ia uzi! Digi, 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 digi! Mustețioasă! Mustețioasă, tia! Da! Ce faci, fata? Bucuroasă că a fost afară? Da? E bucuroasă? Da? Frumoasă! Bună dimineața, Bungu! Ce faci, băiatul? Da, are acest loc de joacă, dar cam îl are degeaba. El își caută de lucru pe la noi, pe la mini. Dacă prinde ușa deschisă la șinșile, se duce și pe la ele să le streseze puțin, exact. Asta e cam degeaba, rare ori se duce pe la jucărele. Da! Da, mama, da. De ce spui tu acolo, iubire? Ce spui tu acolo, păpușă? Da. Hai să le spunem unde e Marc. Unde e Marc și Selena? Selena a plecat la școală. Astăzi avem programare la medicul de familie după amiază cu ei. Da. Iar Marc este la școală cu tati și cu toată clasa de la grădiniță, pentru că astăzi este ziua porților deschise la școală. Da, și a plecat și Marc. A plecat cu ei. Așa-i, Bungu. Și noi am rămas acasă să facem treabă. Facem un pic de curățenie, da? Curățenie, de fapt, să strângem pe aici. O mare brânză nu fac, am făcut doar săptămâna asta. Trebuie să strâng pe aici. Am mâncat mai devreme o felie de pâine. Doamne, că nu vin cuvintele. Un sandwich. Am mâncat mai devreme. Vreau să vă spun că pâinea pe care o face soacra îmi place mult mai mult. Și am mâncat pâinea la ea rece, exact cum este a mea. Robotul cred că mi-a sfărâmat prea tare cartoful, că nu văd decât aici o bucată de cartof mică. Și data viitoare când voi face pâine, voi pune să se frământe aluatul, iar la final voi pune cartofii. Nu mă gândeam că na, o să-mi sfărâme atât de tare cartofii, dar e și normal că are o altfel de putere să frământe robotul față de cum frământăm noi la mână. De soacra frământă aluatul cu mâna atunci când face pâine, cozonac și altele. Pâinea soacrei îmi place mult mai mult decât pâinea mea și întotdeauna ceea ce mănânc la altcineva, fie că e, nu știu, clătită, cozonac, pâine, ciorbă, felul 1, felul 2, ce e acolo, mi se pare întotdeauna mult mai bun la altul decât ceea ce fac eu. Așa că nu știu dacă e o diferență între această pâine și doar în capul meu. Și asta este foarte bună, am mâncat aseară mai ales fierbinte, era mult mai bună și acum este foarte bună. Pâinea de la soacra am mâncat-o rece, exact cum este asta, și se vedeau bucățelele de cartofi așa prin felie, foarte, foarte mișto, mai ales cum a frământat-o la mână, nu s-au strivit cartofii așa cum s-a strivit la mine și mi s-a părut mult mai moale pâinea ei decât a mea. Acum că a contat faptul că ea a pus pungă pe pâine atunci când a scos-o din cuptor, habar nu am ce a contat, habar nu am ce a fost acolo. Îmi place mult mai mult pâinea ei decât pâinea mea. Și asta îmi place, o să mai încerc încă o dată să fac varianta aia cu cartofi, să pun, să vedem. Dar pe viitor nu cred că mai bat capul cu pâine să fac acasă, pentru că, nu știu, parcă și atunci când faci sandwich, Selena a dat așa un pic din mustăți. Nu e ca atunci când cumperi pâine, na, dacă noi nu suntem obișnuiți cu pâinea de casă, de ce să vă mint că asta cred că e a treia oară sau a patra oară în viața mea când fac pâine de casă și mai ales cu cartofi e pentru prima oară. Noi suntem obișnuiți cu pâinea din comerț și normal că ni se pare o diferență, asta este foarte, nu știu, e consistentă, ține de foame, dar noi suntem obișnuiți cu aia. Cred că ați înțeles la ce mă refer. Să strâng pe aici, trebuie să-mi spăl aragazul, o să pornesc și mașina de spălat vase, această salată trebuie să o arunc. Am păstrat-o ieri în frigider pentru Selena, că a zis că vrea să mai mănânce din ea, dar cum am mâncat gulaș, a rămas în frigider și am uitat să o arunc aseară. Nu-mi place atunci când arunc mâncare, dar nu îmi iese. Ori iese o cantitate prea mică atunci când fac mâncare, mai ales că era și Cristinuța ieri și am zis să fac să ne ajungă.
Ori paste, orice fac, ori iese prea mult, ori iese prea puțin. Dacă iese prea mult, zici, măi, hai, na, mai arunc acolo o lingură, două, trei, dar când iese prea puțin, nu mai ai ce face și trebuie să te apuci din nou, să pui paste la fiert, să faci. Sau aici, dacă ar fi făcut ieri salată mai puțină, nu mai mergea din nou să stau acum să toc iar salată, nu mai aveam brânză că mi se terminase, că o pusesem aici, așa că, na, trebuie să meargă la gunoi această salată. Să pun aceste lucruri la locul lor, mi le-a adus Bogdi din Italia și mi-a luat 6 pliculețe cu brânză, 3 borcane cu pesto de la Baresa, pesto cu ulei și pesto fără ulei și am 3 așa și 3 așa, asta este fără ulei și mi-a luat 3 și 3, iar aici am smântână de gătit, foarte bună această smântână, îmi place foarte mult, toate aceste produse sunt luate din Lidl. Acesta este bonul de la Lidl. A dat 1,19 € pe un borcan cu pesto și cel cu ulei și cel fără ulei are același preț. Brânza a fost 1,29 € plicul, iar smântâna a fost 0,79 € cutiuța. Și în total a dat 19,60 €. Îmi place să folosesc smântână așa la 200 de mililitri. Am luat, am tăiat, am folosit-o o dată. De multe ori am cumpărat smântână la cutie mai mare, din aceea cu căpăcel, și mi-o prindea un mucegai. Și așa că prefer să iau așa la cutiuțe mai mici. Dan a primit câte ceva de la o familie din Italia cu care se înțelege bine și a primit acest iepuraș. Acest vin spumant. Oleu! Panetone. Chiar mi-era poftă de panetone. Cafea. Și încă un panetone. Asta cred că e cu cacao. Cacao și migdale. Și ăsta e cu zahăr și migdale. Chiar mi-era poftă de panetone. Deci papagalul ăsta nu-i dă pace luminii deloc. Nini, ce faci? Ce mănânci acolo, covor? Ți-e foame? Uite, îl faci și pe Bingo să mănânce și el. E curios, crede că mănânci ceva bun. Doamne, atât de drăguț, Bingo! Și Mini o drăguță, că de multe ori se duce să o pupe sau o ciupește așa ușor și ea nu zice nimic, drăguța de ea. Zici că turează motorul. Mai devreme începuse să plouă, văd că s-a oprit. Nici nu m-am gândit să le dau băieților umbrelă. Și să știți că e destul de rece afară la noi. Un orat. Când iese soarele, când se ascunde. Nu mai înțeleg vremea asta de la Brașov, vă zic sincer. Am văzut că pe la București sunt vreo 24-25 de grade. Acolo am salvat pe telefon. Mă gândesc că și în alte locuri din țară, cum ar fi Timișoara, Arad, la fel de cald ca la București. Dar pe la noi, pe la Brașov, Sibiu, cred că și Târgu Mureș și pe unde e zonă de munte, e rece și nu mai, nu știu, nu-mi place. Nu știi cum să te îmbraci, dacă te îmbraci prea gros e cald, dacă te îmbraci subțire ți-e frig. Da. Uite, uite cum o pupă. O ia de nas. Uite. Uite, curăță ochii. Uite, asta ridică mustățile. Mini, de aia nu mai găsesc eu la tine puchin la ochi. Că te curăță Bingo. Măi, minunatule! Te curăți ochii și după aia vii să mă pupe mine, obraznicule ce ești. Da, minișor, zici că ești orator. Ei, mama, ești geloasă și tu că a venit Bingo? Ești geloasă? Of, of, are mama doi copii. Ai mama doi copii. Da. Tăgălașilor.
Of, 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 of. Stai că dăm jos pe, îl dăm jos pe Bingo. Ești gelos? Ia, ia. Îi mușcă picioarele. Hai tu, stai sus, vede. Uite. Ce mraznic e ăsta, e gelos. Ia, Mini, hai sus. Hai sus, tu. Uite, mraznicu. Uite, mraznicu. Da. Uite, acum iese soarele la noi. Da, Bingo. Vai, ia să mă apuc să strâng pe aici. Am băgat și niște rufe la spălat. Trebuie să mă duc să strâng prin dormitoare. Am treabă, nu glumă. Cât e ceasul? 10 și 20. Imediat se întorc băieții acasă și eu n-am făcut nimic. Doar ce am mâncat, am băut cafea, am mai vorbit cu mama pe cameră. Da. Da, fata. Ce vrea fata? Ce vrea fata? Biscuiți? Te cam la 2. Uite-și pe ăsta. Nici nu știu pe unde să mai punem lucrurile astea. Nu mai avem loc de ele. Și am aici o grămadă de bidoane. Să mă duc să le duc la... Aoleu! Aparatul ăla. Cutia asta de la tort. Am păstrat-o. Aoleu, că se duc toate. Când vine Bogdan să-l mergem cu bidoanele astea. Am păstrat cutia asta de tort, că e mare și m-am gândit că poate o să-mi fie utilă la ceva, dar cred că o păstrez eu degeaba. Toate astea sunt pline, nu mai avem loc să mai băgăm nimic. Ce, Mini, mai vrei? Am încălzit pâinea la cuptorul cu microunde, că îmi place să fie așa călduță. Iar acum am pus gulașul la încălzit și am pregătit aici 3 castroane pentru mine, Bogdan și Selena, pentru că Marc nu mănâncă și să-l întreb dacă vrea să-i fac, nu știu, niște paste, cartofi prăjiți, ceva și pentru el. Am complicată situația cu Marc, e foarte pretențios la mâncare. Foarte, foarte pretențios. Zilele trecute când am făcut crispy, am mâncat 3 crispy, fără cartofi, fără pâine, fără nimic și chiar m-am mirat. Care toane. Are momente când are poftă de mâncare mai tare, când nu are deloc, sau depinde de ce vrea el să mănânce. A fost la școală, nu i-a plăcut, a plâns, a vrut să stea numai cu Bogdan, nu a vrut să meargă cu colegii, să vadă, au intrat și la Selena în clasă, a văzut-o și pe ea, iar la plecare a început să plângă după Selena foarte tare. Așa că cam complicat cred că va fi cu Marc anul acesta la școală. Poftim, nu știu să dacă ți le acuă, dar încearcă. Încearcă, să vezi. Că de acolo, mai împinge, așa, doar. Hai, trebuie. Bucuria lui Marc. Ia uite, deja am adunat 6,50 și mai avem o grămadă. Vai, Marc, îți dai seama ce treabă faci tu aici. Da, ai venit la reciclat, așa-i? Nu, o bandă, cele o bandă. Stai, asta nu e codul de bară greșit. Stai, e strâmb? Da. E posibil să fie de plan. Da. Altul. Asta? Și asta e. Hai că a luat. Marc, mi-ai scos un bax de Coca-Cola peste?
Nu s-a spart, peste, ia uite. Le ia ele. Le ia, le sortează, mă. Nu-ți face nimic. Să marc pe albastru. Acolo. Pasă. Deci am avut 37 de bidoane, nu? Și sticle n-am mai apucat. Adică am i-a prins pe cameră. Am fost la câteva cumpărături și am luat aceste trolere de la Carrefour. Cele mici sunt ale copiilor, iar cele mari sunt ale noastre, adulților. Cele mici au costat 129 de lei și 99 de bani bucata, iar cele mari au costat 199 de lei și 99 de bani bucata. Le găsiți la Carrefour, sunt la ofertă, au tot felul de dimensiuni, tot felul de modele, de culori. Găsiți și din material și din acest plastic. Acestea mici așa au dimensiunile, iar acestea mari așa. Sunt foarte mișto, merg foarte ușor, le poți duce și în partea asta. Noi avem acele trolere clasice, care se lasă doar așa, se înclină și le tragi doar în poziția asta. Pe când acestea au două trepte de deschidere, ăsta și mai sus. Și poți să-l duci și așa, poți să-l duci și așa. Sunt foarte, foarte mișto, ne plac foarte, foarte mult. Nu aveam un plan să le luăm, de ce să vă mint. Am fost anunțată de una dintre cumnatele mele și mi-a spus că sunt trolere pentru copii la ofertă. Și într-adevăr sunt, cu tigru, cu ursuleț panda și nu mai știu cu ce mai erau. Mai erau și ceva în formă de mașinuță de pompier. Aveau mai multe modele. Bineînțeles că lui Marc nu i-au plăcut acelea cu tigru sau cu ursuleț panda și și-a dorit un troller de genul acesta. Așa că le-am... Un troller normal, nu? Așa că le-am luat, fiecare și-a ales culoarea. Și dacă le-am găsit și pe acestea pentru noi, chiar dacă își vor mai băga și ei lucrușoarele la noi, nu știu, gen prosoape sau anumite lucruri, că na, și la ale lor sunt destul de spațioase, dar ale noastre sunt foarte, foarte mari și foarte încăpătoare. Ia să desfac și unul. Are mânerul acesta sus, are mânerul acesta acolo, cifru, dacă îi zic bine. Că nu pot. Normal, la negru este al meu. Cu fermoar roșu. Și ăsta e al lui Bogdan. Acum vedem care cum pică. Deci are partea asta care e foarte hopa, hopa, foarte încăpătoare. Așa. Și partea asta care la fel este foarte încăpătoare. Bineînțeles că dacă mergi cu avionul la așa troller mare, trebuie să-l trimiți la cală. Nu ai ce să cauți cu așa ceva la mână, pentru că este destul de mare. Ce avem aici? Caramea? Ce avem? Materialul e fain, par calitative. Mai avem niște trollere, dar le avem pe acelea clasice cu material și... Chiar era nevoie să le schimbăm pentru că le avem de mulți ani de zile, deci cred că le avem de 13-14 ani, acelea clasice, și ne-au ținut foarte, foarte mult. Deci avem unul mare, așa, așa e de mare, o dimensiune foarte, foarte mare și înălțime și lățime. L-am luat când am plecat în Cipru, că aveam nevoie de multe lucruri. Mai avem unul un pic mai mare decât acesta pe albastru și unul mai micuț decât acesta pe roșu. Dar ne-am folosit de ele, au fost foarte, foarte bune, sunt foarte bune, nu vom renunța la ele, le vom mai păstra. Dar oarecum era cazul să mai renoim și noi. Astăzi am fost prin mai multe magazine, am fost și în DM, dar n-am cumpărat nimic, au ceva de la Catrice, dar nu găsesc. Am intrat și prin New Yorker, la fel nu am găsit nimic care să-mi placă. Am fost în Auchan, în Lidl și în DM. De la Auchan am luat pâinea burtarului, care este foarte, foarte bună, ne place foarte mult. Am luat martinel, am luat cârnați oltenești, cheddar, pastă vegetală cu ardei, 3 suluri cu pateu de la Pepe, foarte fain este acest pateu, parizer de pui,
Așa, semințe de cojite, pufuleți cu sare, pufuleți cu cașcaval, napolitane cu fructe de pădure și Coca-Cola. Iar de la Carrefour am luat roșii, usturoi proaspăt și am dat 5,89 lei pe 4 sau 5 căpățâne de usturoi și arată fain și miroase bine. 2 legături de pătrunjel verde și una de leuștean, o legătură de ceapă verde. Iar de la Lidl am luat untul acesta care ne place foarte, foarte mult. Iaurtul acesta care este foarte, foarte bun, cremos și seamănă cu o smântână. Drojdie uscată, praf de copt, condimente pentru cartofi, boia dulce și chimen. Ieri am folosit tot chimenul pentru, pentru gulaș. Am pus un plic, dar cred că avea mai puțin gramaj decât acesta. Asta are 40 de grame și îl simt așa mai greu. Ăla cred că avea undeva la 20 de grame, dar a ieșit un gulaș demențial de bun. Iar acum o să mă duc să pun produsele la locul lor. Marca mânca mai devreme pâine cu martinel, i-am dus, iar acum vrea martinel gol și o să-i dau să mănânce niște martinel. Iar pentru noi aveam un plan să fac pizza cu pesto, dar imediat este 7:15 și astăzi am fost o alergătură toată ziua, am fost cu copilașii la medicul de familie, am luat aviz pentru grădiniță, am luat scutire pentru Selena, iar aici avem o rețetă cu un sirop, de fapt cu două siropele pe care nu le-am găsit, că am fost la Dr. Max în Coresi și nu le-am găsit, așa că o să merg din nou la o farmacie, în seara asta în niciun caz mâine, eu oricum îi tratez acasă cu alte siropuri de tuse. Așa că în seara asta cred că voi face omletă cu ceapă verde și cu cârnăciori din ăștia să prăjesc. Iar la ora 8 aș vrea să fiu și eu în pat, să mă uit la filmul meu turcesc, O dragoste. Pentru că sunt obosită, am fost și cu minișor, o tură mare, de am plimbat-o și de astăzi și așa leșinată. Și astăzi a fost așa o vreme tare ciudată, dar cât de frumos se vede cerul. Absolut superb. Când a fost cald, când a fost rece, când a fost mai cald, când mai puțin cald. Foarte, foarte ciudat. Am vrut să-l duc și pe Marc astăzi cu rolele, dar nu a vrut să iasă. Așa că ne punem să mâncăm ceea ce am zis. Aș fi avut în plan să fac omletă cu ceapă și cu cabanoș mâine la micul dejun, dar pentru mâine la micul dejun probabil că voi face altceva, iar apoi voi mânca și niște clătite. N-am apucat să mănânc decât două clătite, una aseară și una astăzi. Și mai avem destul de multe clătite, așa că trebuie să ne înfingem în ele să le mâncăm pentru că schimbă gustul. Astăzi ce mai sunt bune, mâine deja nu prea. Așa că o să-mi fac și o clătită sau două cu Nutella, cu înghețată. Aș fi vrut cu banană, dar banană nu am luat. Așa că, da. Apuc să fac omleta. Trebuie să scot și ceapa verde din frigider. Așa. O să prăjesc și niște cabanos. Hai mă! Hai mă! Ia uite cum cad cojile de la ou. Asta le scot după aia. Ce idee are Marc, mai. Ce idee ai tu, băi băiatule? Am adăugat și ceapa peste ouă, am pus ulei în tigaie, aștept să se încingă, punem omleta, apoi o să prăjesc și cabanosul și să ne punem să căpăm. Și după aia să-mi pregătesc clătite, fac două clătite, una cu gem de caise, chiar să-l și scot, că altfel uit. Așa, și una cu
gem din ălălalt, de fapt sirop cu cireșe confiate, nici nu știu cum să-l numesc, stai să-l vedem, uite ăsta. Așa. În seara asta îndop pe toată lumea cu clătite, nu știu, nu mă interesează să mănânce fiecare câte 2-3 clătite. Ați auzit? Vă îndop cu clătite. Le-am făcut aseară și, într-adevăr, clătitele și orice lucru pe care îl faci pe moment, fie că e chec, clătite, nu știu, cornulețe, orice, sunt bune pe moment atunci când sunt făcute pe loc proaspete, dar, na, tot timpul îți vine să mănânci. Mănânci o clătită, două, dar, na, parcă nu intră mai mult de atât. Trebuie să-mi golesc și mașina de spălat vase. O să scot... vasele astea. Așa. Și apoi să le bag pe astea, de aceea le-am strâns aici în chiuvetă. Am spălat pătrunjelușile uștean în apă cu bicarbonat și ieșise o grămadă de pământ. Așa. O să-l bag la frigider, doar că l-am lăsat așa să se mai scurgă apa de pe el. Ia să pregătesc și paleta pentru omletă, dar nu știu pe unde e, dar nu știu că e aici. E aici, oare? Da. Este aici. Thank you.